Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Începem jurnalul orei 15 cu declarațiile președintelui Comisiei de Control Activității SRI din Parlament, Adrian Suțoian. Comisiei noastre comune de control a parlamentară asupra activității Serviciului Român de Informații. Vă informez că în ședința de astăzi, membrii Comisiei Comune Permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI au analizat proiectul legii bugetului de stat pe anul 2017 în prezența domnului general de brigadă Ciocârlan Adrian, adjunct al directorului Serviciului Român de Informații, a domnului general de brigadă Scornea Dorel, șeful Direcției General Financiar Contabil a SRI, precum și a reprezentantului Ministerului de Finanțe, doamna Lișcă Elena. La lucrările comisiei au fost prezenți 6 membri din totalul de 9 membri, după cum urmează. Senator Adrian Suțoianu, președintele comisiei, deputat Cucșa Marian Gheorghe, vicepreședinte al comisiei, deputat Radu Babuș, membru, deputat Cezar Preda, membru, senator Doina Fedorovici, membru și deputat Gabriel Horia Nasra, membru. În urma dezbaterilor proiectului de buget al SRI, în temeiul articolului 5, litera G din hotărârea numărul 30/1993 a Parlamentului României și în conformitate cu articolul 21 din regulamentul ședințelor comune ale celor două camere, Comisia a avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, proiectul legii bugetului de stat pentru Serviciul Român de Informații pe anul 2017, fără amendamente, urmând ca pe parcursul exercițiului bugetar 2017, Comisia să monitorizeze și să controleze modul de utilizare a banului public de către serviciu și în funcție de îndeplinirea obiectivelor asumate de instituție, precum și de evoluția indicatorilor macroeconomici, urmând să întreprindem demersurile legale pentru eventuala suplimentare a bugetului la rectificările bugetare. Vă fac precizarea că Serviciul Român de Informații a solicitat un buget de 2.304,66 milioane lei, echivalent a 516.074 milioane euro, din care cea mai mare parte o reprezintă peste 98% bugetul de stat, o cotă de 0,35 milioane lei fonduri externe nerambursabile și 2,80 milioane lei venituri proprii. Față de execuția bugetului SRI în anul 2016, care a fost de 1.883,14 milioane lei, echivalent a 419,41 milioane euro, propunerile de finanțare ale instituției pentru anul 2017 cu încadrare în limitele de cheltuieli aprobate serviciului, sunt de 1.706 milioane lei, respectiv 382,51 milioane euro. Avem o diminuare de 9,41% față de execuția bugetară a anului trecut, iar dacă ne referim la ponderea în produsul intern brut, o scădere de 0,04% de la 0,25% la 0,21% din produsul intern brut prognozat în legea bugetului, în proiectul legii bugetului de stat. Pe categorii de, pe tipul titluri de cheltuieli, cheltuielile sunt pentru personal, drepturi salariale în bani, cheltuieli salariale în natură, normă de rană, echipament, alte drepturi salariale în natură, contribuțiile datorate bugetelor, diurnă, cazare, misiuni externe. De asemenea, important este faptul că o parte importantă a acestor bani sunt pentru bunuri și servicii. De asemenea, sunt transferuri între unități ale administrației publice pentru asigurarea asistenței medicale a personalului instituției și cheltuieli privind plata drepturilor personalului unităților sanitare din rețeaua proprie. Tot din acest buget se finanțează activitățile de învățământ la Academia Națională de Informații Mihai Viteazu și, de asemenea,
achitarea contribuției de asigurări sociale de sănătate aferente indemnizațiilor cuvenite persoanelor aflate în concediu pentru creșterea copilului. Vă mai fac precizarea că sunt în derulare mai multe proiecte cu finanțare europeană. Două dintre acestea sunt cunoscute, sunt hotărâri de guvern publicate, respectiv construirea noului sediu al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, hotărârea de guvern 980/2006 și contribuția națională pentru proiectul multinațional Cyber Defense. De asemenea, proiect aprobat prin hotărârea de guvern 896/2016. O parte importantă a bugetului este destinată și asistenței sociale. Vă pot face și o precizare foarte concretă. Sunt în plată la momentul acesta, la 1 februarie 2016, 10.432 de persoane care beneficiază de pensii din sistem. Pensiile pentru cei din Serviciul Român de Informații și de câțiva ani de zile pentru cei din Serviciul de Informații Externe se plătesc din bugetul anual al acestui serviciu. De asemenea, vă pot face precizarea că sunt în buget prinse sume de bani pentru activități specifice, de asemenea pentru echipamente, aparatură medicală și lucrări la Spitalul Clinic de Urgență care ține de Serviciul Român de Informații, precum și alocări bugetare și credite de angajament pentru reabilitarea unor sedii ale unor structuri centrale sau din teritoriu ale Serviciului Român de Informații. Cam acestea sunt câteva date pe care vi le pot comunica și ca să evităm o eventuală întrebare, vreau să vă comunic că potrivit dispozițiilor articolului 26 și 45 din legea 14/1992, cu modificările și completările ulterioare, structura organizatorică și efectivele instituției în timp de pace și în timp de război se aprobă de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, iar documentele interne și activitatea operativă a Serviciului Român de Informații constituie secret de stat. De asemenea, potrivit dispozițiilor articolului 17, literele B și F din legea 182/2002, datele care se referă la efectivele și activitatea de informații desfășurată de instituție pe linia siguranței naționale constituie informații secrete de stat, iar în categoria informațiilor secrete de stat, potrivit unei hotărâri de guvern și legii 182, au nivelul de secretizare strict secret informațiile privind indicatorii de personal, cei referitori la structura efectivelor, documentele de evidență centralizată a personalului, bugetul defalcat pe articole bugetare și situațiile privind execuția bugetului. Ca urmare, eu v-am comunicat legat de acest subiect, ceea ce poate fi comunicat ținând cont de normele legale incidente. În al doilea subiect, care sunt convins că vă interesează mai mult decât subiectul arit al bugetului de stat, este legat de solicitările pe care noi le-am făcut în contextul dezbaterilor din viața publică națională legat de manifestații. Și am să vă precizez că azi de dimineață am adresat domnului Eduard Elvig o scrisoare care are următorul conținut. În legătură cu informațiile apărute în spațiu public, referitoare la informările Serviciului Român de Informații privind protestele din data de 1 februarie 2017 și afirmațiile Ministrului Afacerilor Interne, doamna Carmen Daniela Dan, făcute în conferința de presă susținută joi 2 februarie, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu dispozițiile articolului 5 și ar 7 din hotărârea Parlamentului numărul 30/1993 privind organizarea și funcționarea Comisiei Comune Permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, vă solicităm o informare din care se rezulte următoarele. 1. Ce informații au fost comunicate către Ministerul Afacerilor Interne, care au fost căile de transmitere și cine au fost destinatarii acestora? 2. Dacă beneficiarii legali
respectiv președintele României, primul ministru, ministrul de interne, primarul general al Capitalei, au fost informați cu privire la aceste evenimente, în conformitate cu dispozițiile articolului 11 din legea numărul 51/1991 privind securitatea națională a României. 3. Dacă au fost înregistrate amenințări la adresa securității naționale prin acțiunile violente, respectiv dacă au fost identificate activități care urmăresc slăbirea puterii de stat sau care au ca scop înlăturarea prin forța instituțiilor democratice ale statului. Și ultima întrebare, în ce măsură asemenea activități fac obiectul preocupărilor Direcției Generale pentru Apărarea Constituției? Scrisoarea, repet, a fost transmisă azi de dimineață, întrebările sunt foarte clare. Vreau să vă precizez că în timp ce ne aflam aici la discuții am primit un material pe acest subiect. Îl vom studia în cursul zilei de azi, în cursul zilei de mâine și ne-am propus împreună cu membrii comisiei ca în raport în funcție de programul Parlamentului săptămâna viitoare să avem o ședință cu de studiu și de audieri. În principiu, ședința va avea loc miercuri, săptămâna viitoare, la ora 14. Vom analiza informarea, vom adresa invitația la lucrările comisiei pentru directorul Serviciului Român de Informații, pentru adjunctul și șeful Direcției de Protecție a Constituției. De asemenea, vom invita pe doamna ministru de Interne, Carmen Dan, vom invita secretarii de stat și alte persoane cu funcții de conducere în poliție și jandarmerie, care au fost indicate ca fiind destinatarii SMS-urilor transmise, vorbesc de ceea ce scrie în presă, în aceste zile. În raport de ce rezultă din materialul scris și din discuțiile purtate cu persoanele menționate, vom decide dacă mai este utilă și prezența altor persoane. La fel, pe data de 2, dacă vom finaliza analiza noastră, vom avea o conferință de presă și vom spune ceea ce poate fi, evident, comunicat, ținând cont de restricțiile legale pe care le avem. Un al treilea lucru pe care vreau să vi-l comunic. Am discutat astăzi, aproape o oră, cu membrii comisiei despre prioritățile noastre de activitate pe durata întregii legislaturi și vreau să le cunoașteți și dumneavoastră. Prima prioritate, continuarea discuțiilor și audierilor pe temele de la ședința anterioară. Vorbim aici de cazul Ghiță Coldea. Am spus la o întâlnire anterioară că intenționăm să chemăm la audieri mai multe persoane, domnul Traian Băsescu, fost președinte al României, senator, domnul deputat Victor Ponta, fost prim-ministru, alte persoane care ne pot da informații utile și care pot contribui prin ceea ce vor spune comisiei la crearea unui tablou mai complet al tuturor evenimentelor. Toți membrii comisiei au fost de acord că este necesară audierea acestor persoane. Ca să fie un răspuns și la o eventuală întrebare, intenționăm să chemăm la audieri și pe doamna general Istode și pe domnul general locotenent Colde. O a doua prioritate a noastră, monitorizăm foarte atent ce spune presa despre Serviciul Român de Informații și am solicitat deja printr-o scrisoare pe care am transmis-o săptămâna trecută să ne fie puse la dispoziție rapoartele Curții de Conturi. În presă au apărut informații privind nereguli constatate la Serviciul Român de Informații și este datoria noastră a Comisiei să le clarificăm. De asemenea, tot pornind de la ce a scris presa, o să facem în zilele următoare o solicitare legat de achizițiile publice care au fost făcute de Serviciul Român de Informații. Vom solicita
să ni se prezinte documentațiile acestor achiziții publice. De asemenea, dacă sunt rapoarte de control întocmite de instituțiile abilitate. Mă refer aici de Curtea de Conturi și ANAP, fostul ANRMAP, pe aceste subiecte. Știți foarte bine că ANAP-ul, de exemplu, are dreptul legal de control pe aceste subiecte și poate aplica și sancțiuni și așa mai departe. Un al treilea lucru care ne interesează, am luat decizia să constituim mai multe subcomisii în cadrul Comisiei și să aducem la zi hotărârea Parlamentului numărul 30/1993 și să venim în fața Camerelor Reunite cu un proiect de modificare și completare acestei hotărâri. Pentru că din 1993 până astăzi, evident că au trecut foarte mult timp, ne-am înțeles poate mai bine locul și rolul fiecare dintre noi și cred că este important. Este vorba de hotărârea 30/93 privind funcționarea Comisiei de Control Parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații. De asemenea, vom elabora și vom supune aprobării legale regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei, care de asemenea este foarte vechi, din anii 90. Am discutat astăzi despre pachetul de legi. Unii au vorbit de 10 legi, alții de 12, de 14. Ne interesează să modificăm, să completăm, să aducem la zi legea Securității Naționale, legea de funcționare, de organizare și funcționare a Serviciului Român de Informații. Se pare că este urgent să clarificăm statutul ofițerului de informații, de asemenea să venim cu completări la legea privind terorismul. Sunt și alte acte normative. La ședința anterioară v-am prezentat o listă ceva mai lungă. Vreau să vă precizez de asemenea că am stabilit un program de activități de control la unitățile centrale și din teritoriu ale Serviciului Român de Informații. Programul de control îl vom începe după ce finalizăm audierile pe subiectele care sunt presante. Repet, structuri centrale ale serviciului, dar vom merge în control și la direcții de informații din județe în această perioadă. Programul de control, evident că nu este public, dacă sunt constatări ale noastre care pot fi făcute publice, le vom face. Și, de asemenea, vă precizez că am luat în studiu raportul de activitate al Serviciului Român de Informații pe anul 2015. Așteptăm și o parte a acestui raport care nu e publică, e document clasificat. Comisia de control va întocmi un coraport pe acest subiect și urmează să supunem plenului în următoarele, cred eu, maxim 2 luni de zile acest raport de activitate și al SRI și al Comisiei, așa prevede legea. De asemenea, o să luăm în discuție execuția bugetară a serviciului pe anul 2015, asta în următoarele 2 luni de zile, și probabil aprilie-mai vom cere un raport privind execuția bugetară pe anul 2016. Ultimul subiect, am primit până acum 15 memorii de la persoane fizice care solicită audieri în Comisia de Control a Serviciului Român de Informații și am primit câteva sesizări de la asociații, fundații, ceea ce numim de obște ca fiind societatea civilă. Am primit și documentul de la ActiveWatch și alte asociații pe 2 teme care sunt cunoscute deja public. O sesizare care privește accesarea de către Serviciul Român de Informații a unor fonduri europene. Bănuiesc că cunoașteți despre ce este vorba. Și cea de-a 2-a solicitare de la aceleași fundații legat de prezența
sau nu în presă, a acoperiților. Mi s-a solicitat să facem și o dezbatere publică pe acest subiect și vă asigur că tot în următoarele două luni de zile vom stabili când facem această dezbatere publică, în ce format. Evident că dumneavoastră, să spunem individual sau prin structurile profesionale, veți fi parte a acestei dezbateri. Aici știți foarte bine subiectul, poate unii mai bine decât mine, nu? Mulțumesc mult! Depinde de grad. Am înțeles. Mulțumesc mult pentru atenție. Întrebări. Să vă uitați la informațiile primite de doamna ministru Carmen Dan. Exista un protocol, în ce consta acesta? Adică era firesc să primească acele semestre sau ar fi trebuit să... Nu am aceste date. Am să vă răspund săptămâna viitoare, miercuri, după ce audiem pe toată lumea și ne studiem materialele aduse de fiecare dintre... Deci nu am toate datele și v-am spus, voi răspunde săptămâna viitoare. La ședința de astăzi ați avut vreo discuție pe acest subiect cu reprezentanții serviciului? Am avut o discuție pentru că mi-au adus materialul. O discuție, să spunem, preliminară, pentru că nu era timp astăzi să facem o discuție aprofundată. V-au informat și despre o eventuală întâlnire pe care ar fi avut-o serviciul cu reprezentanți din MAI sau cu reprezentanți ai jandarmeriei înainte de evenimentele? Deci nu am apucat să citesc materialul și nu vă pot răspunde, știu, dându-vă informații corecte. V-aș întreba, domnule președinte Lucian, și despre celelalte audiențe anunțate de dumneavoastră în cazul Ghiță și mă refer aici, spuneați mai devreme, de la pentru că ne-ați prezentat o serie de aspecte, dacă la vreți să vă lămuriți în cazul profesorului, v-aș întreba același lucru, ce întrebări să le puneți, cum vreți, ce vreți să aflați despre ei, de la ei în cazul Ghiță? Întrebările concrete o să vi le spun eu astăzi și nu le pun doar eu, le pun toți membrii comisiei. Dar vă rog să aveți în vedere câteva chestiuni. Există în spațiu public o înregistrare, da? A fostului președinte Traian Băsescu, care face referire inclusiv la activitatea Serviciului Român de Informații, de eventuala prezență a domnului general Coldea la discuții în care s-au decis complete de judecat. Este normal să vedem în ce măsură lucrurile acestea sunt sau nu confirmate. Despre legat de domnul Victor Ponta, dânsul a făcut afirmația în publică că dorește să fie audiat la Comisia SRI. Există în înregistrările făcute de domnul Ghiță afirmația conform căreia proiectul Comarnic-Brașov nu a fost derulat datorită presiunilor pe care Serviciul Român de Informații prin domnul Coldea le-a făcut asupra decidenților politici și administrative, amenințându-i cu pușcăria dacă dau drumul la acest proiect. Este normal să ne clarificăm în ce măsură există o asemenea situație. Deci, întrebările pe subiecte care țin de activitatea Serviciului Român de Informații și nu de competențele altor instituții publice. Ce mai putem face în acest caz? Dacă se confirmă acuzațiile în spațiu public, având în vedere că generalul Coldea așa... Principala noastră obligație este să verificăm dacă serviciul și-a desfășurat activitatea în limitele prevăzute de Constituție și de lege. Adrian Țuțoianu, președintele Comisiei de Control a Activității Serviciului Român de Informații din Parlamentul României. Multă treabă în viitorul apropiat la această Comisie de Control a Activității SRI. Pe de-o parte, directorul serviciului, doamna ministru Carmen Dan, secretarii de stat din Ministerul de Interne, șeful poliției, vor veni la audieri în fața Comisiei, la discuții în legătură cu acea informare care ar fi venit de la SRI în legătură cu protestele din București din nopțile trecute, proteste soldate și cu violențe. Pe de altă parte, Comisia va chema la audieri persoane importante în cazul Ghiță Coldea. Este vorba despre Traian Băsescu, Victor Ponta, generalul Istode și generalul Coldea. Vă aduceți aminte toate discuțiile din spațiul public în legătură cu acest subiect. Se va discuta în continuare în Comisie și despre
toate informațiile apărute în presă în legătură cu neregulile de la Serviciul Român de Informații. Au solicitat membrii comisiei să le fie puse la dispoziție toate rapoartele Curții de Conturi în legătură cu modul în care au fost cheltuiți banii de către acest serviciu de informații. Așadar, se complică destul de mult lucrurile. Cert este că în perioada următoare Comisia de Control a Activității SRI va avea destul de mult de lucru.